În sălbăticie, luptele sunt permanente. Cineva se luptă pentru mâncare, alții pentru propria viață. Și ca întotdeauna, supraviețuiește cel mai puternic. Știm că vă plac foarte mult aceste episoade, așa că am adunat din nou cele mai tari videouri cu luptele animalelor. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Veveriță versus pui. Nu știu ce pasăre este asta, dar are niște pui în cuibi care trebuie hrăniți mereu. Când mama zboară să caute de mâncare, micuții rămân singuri. În acest timp se întâmplă ceva groaznic. Cuibul a fost găsit de o veveriță. Ea decide să atace și ia cu ea unul dintre pui. Când pasărea s-a întors și a găsit doar doi pui, s-a așezat pe cuib ca să-i păzească. Însă a trebuit să zboare iar după mâncare. Aceeași veveriță ucigașă vine de nou după alt pui. Pasărea sigur că a fost șocată, dar noroc că veverița a lăsat măcar un pui pe care nu l-a atins. Leii versus girafele. Acești prădători adoră prada ușoară, din care face parte și acest pui de girafă. Mama încearcă să-și salveze copilul, dar nu reușește. Un caz similar filmat de turiști. Leii au rănit mortal puiul. Mama așteaptă când el se va ridica, dar nu mai are rost să-l salveze. E clar că e prada leilor. Aici avem o scenă din atacul leilor, care s-au năpustit asupra unei cirezi mari de bivoli. Au reușit să separe un bivol nu chiar mare și leoaica îndată sare peste el, însă bivolii nu și-l lasă pe ei lor în bucluc. Ei se grăbesc să ajute puiul care deja nu mai dă semne de viață. Dintr-o dată, acesta își revine. Bivolii au lungat leii și au salvat viața puiului. În continuare, leii încearcă din nou să separe turma și să-l găsească pe cel mai slab. În ghearele lor, aproape că a nemerit un bivol matur care nu putea ridica un deal, însă astăzi leii au rămas fără pradă. Șoimul versus veveriță. Nici nu-mi imaginez cine a filmat aceste imagini fenomenale. Prima dată pasărea a ratat, dar nu a renunțat. Șoimul a țintit și a atacat a doua oară. Dă jos veverița de pe copac și cât ea cade o prinde în ghearele sale ascuțite. După ce sufocă rozătoarea pe pământ, prădătorul pleacă cu trofeul. Probabil că a dus-o puiilor. Acum veți vedea de ce e în stare o vacă, protejându-se de doi câini. Aceștia au atacat-o din motive necunoscute. Nu e clar ce fel de vacă este asta cu așa coarne lungi, dar aruncă cu ușurință câinii la câțiva metri în aer. Îi calcă cu copitele, dar ei nici de cum nu se potolesc. După câteva aruncări, unul dintre ei se liniștește, dar al doilea a mai avut parte de un salt cu o aterizare cam dură. Cum fără situații amuzante, în care deseori nemeresc porcii alergători. Zebrele împreună cu antilopele gnu pasc în liniște iarba. Porcii se tot încurcă printre picioarele lor și zebrele se pare că sunt sătule de asta. Una dintre ele cu o lovitură de copită trimite porcul sălbatic în knockout. Acesta nu s-a putut mișca 10 secunde, dar după ce își revine primește o altă lovitură de la fratele său mai mare. Aceste imagini au fost filmate de niște trecători. Ei pur și simplu filmau 4 pui de porc alergător. Aceștia se temeau să treacă drumul, dar îndată ce au decis să facă asta, sunt atacați de un vultur. El apucă unul dintre porci cu ghearele și îl sufocă.
când și-a dat seama că prada nu va fugi, zboară pe un copac. Așteaptă ca să nu-l deranjeze martorii cu camera. Vulturul decide să nu mai aștepte și cară porcul în tufișuri. O scenă de atac ale oaicelor asupra unui bivol cu pui. Mama se străduia cum putea să-și protejeze puiul, dar oaicele pot fi înțelese și ele, căci le așteaptă puii lor flămânzi. Ei la fel au nevoie de hrană. Când bivolul a fugit după una dintre femele, alta și-a înfipt colții în gâtul micuțului. Asta este lumea sălbatică, cu regulile sale dure. În continuare, bivolița a înțeles că singură poate să devină pradă, așa că pleacă lăsându-și puiul leilor. Un șacal a atacat o pasăre marabou și a apucat-o de gât. Săraca pasăre arată foarte stângace pe picioarele sale subțiri și ți se face milă de ea, dar pentru șacal e o pradă bine meritată. Uitați-vă cum a început să dea din coadă când a pus pasărea la pământ. Parcă e un câine domestic. Aceste hiene erau atât de ocupate de cina lor că n-au observat cum se apropie cel mai mare dușman al lor, leul. El a atacat hienele pentru a le alunga de la pradă, dar în criza de agresivitate a prins-o pe una dintre ele și a început să o muște rău. Cu siguranță ar fi ucis-o, dar în ajutor au venit frații ei și au salvat-o de la colții ascuțiți ai leului. Iată încă un atac. Leul a reușit să prindă o hienă și să o muște de cap. Cu siguranță leii o vor consuma. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!